ai tu și n-are altul. Ne o faci pe interesantul. Scuze, băiatul, azi nu răspunde. De ce mă suni și mă trezești dimineața când dormi și patul? Îmi dai mesaje unul după altul. N-ai loc în viața mea, tu aduci probleme și am multe deja. Zic, alo, alo, cine e? Ți-era dur de vocea mea, nici nu-mi știi numele. Dar mă vrei în viața ta. Alo, alo, cine e? Ți-era dur de vocea mea, nu vrei să-mi fug cu ține. Scuze, băiat, nu răspunde la mea. Am întrebat pe străzi tot cartierul, fiecare om, până să am numărul ei de telefon. După care am zis mândru, gata, o sun. Și-am închis rapid, ce căcat să-i spun. Apoi am văzut-o iar într-o zi, își plimba câinele, pisica sau ce-o fi. Hai să mă prezint, hai că m-am răzgândit, hai că o sun când am un plan bine gândit. Alo, alo, baby, do you please be my lady? Cam cât de prost pare acum, dacă asta e tot ce poți să zici, stalker nebun. Totuși poate încă n-a închis. Ce voiam să zic de când ți-am dat follow? Ia, fie vorba între noi, mai luam mințile și le-aș cam vrea înapoi. Mesaj înregistrat cu succes. Alo, alo, cine e? Ți-era dur de vocea mea, nici nu știi. Răspunde abonatul.